Televiziunea e un microb foarte periculos. Dacă s-a prins de tine, nu te mai lasă. Și eu m-am îndrăgostit de televiziune. Să creeze în jurul lui un grup care, pe care să-l contamineze cu energia și cu pasiunea și cu entuziasmul lui. Avea un flair, vezi, și sensibilitatea asta lui l-a ajutat enorm. Este și rolul nostru, am redactorilor, al realizatorilor de televiziune, să căutăm vedete și să le lansăm, pentru că părerea mea și numai mea este că o televiziune fără vedete nu este televiziune. Păi nu vă puteți imagina ce însemna, într-adevăr, dictatura. Cenzurau tot ce avea legătură cu alimentația. Cum să zic, cuvântul coadă, cel puțin. Sigur că noi am făcut abstracție de aceste lucruri în momentul când făceam televiziune. Ne supărau pe moment, dar mergeam mai departe. Nu mai spun că aici erau și capete, cum se spunea, caprimpede. Deci omul care te cenzura în orice secundă, în orice moment. Una din chestiile pe care le-am reținut din ce mi-a spus el și care cred că m-au marcat într-un anumit fel e legată de ambiție și de determinare și mi-a zis că e puțin important ce faci în viață, ce vrei să faci, dar încearcă, pe cât posibil, ca să fii cel mai bun în ce faci tu. Am fost total proactiv, competitiv, ambițios. Nu stătea nicio clipă și noi, ca tineri, să-i urmăm exemplu.